Grupul Seira Daiko din Japonia a susținut un concert memorabil la Iași. Cei 8 instrumentiști prezenți au promovat muzica tradițională japoneză, care a fost redată cu ajutorul instrumentelor de percuție cunoscute sub numele de Taiko. Yumiko și Katsumi, cei care au pus bazele grupului muzical, spun că fac totul din pasiune de 35 de ani încoace. Sala Eduard Caudela de la Casa Balj a fost plină de iubitori ai culturii japoneze care au venit pentru a asculta frumoasele acorduri. Este o trupă din Shizuoka, din Japonia, combinată cu o veche trupă din soții Hanabusa și studenți la facultatea din Shizuoka, care fac parte dintr-un club. Și împreună ei formează Seira Daiko, care au venit acum, deoarece Sakura, una din membri, este acum studentă prin schimb de experiență la Universitatea din Iași. Ea i-a adus aici ca să ne prezinte în seara asta concertul, format din 8 melodii inedite. La începutul fiecarei melodii se va spune o poveste despre ce este vorba în melodie, ce fel de senzație ne dă, ce ne aduce povestea din spatele poveștii, iar apoi auzim melodia. Astăzi suntem bucuroși și deosebit de onorați să putem fi gazde pentru un grup de artiști de marcă din Japonia care doresc să împărtășească cu noi din cele mai dragi lor valori tradiționale japoneze. Pentru noi este un eveniment deosebit că nu am mai ascultat în live așa ceva. Suntem foarte încântați că ei au acceptat să fie invitații noștri și ne-au ales gazde. Evenimentul a fost organizat de către Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte George Enescu, împreună cu Centrul Cultural Japonez al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.